Prima femeie care și-a pus imaginația în slujba aeronauticii și a desenat o schiță completă a unui aparat de zbor a fost E. Lillian Todd, o inventatoare a cărei primă slujbă a fost cea de dactilografă pentru Oficiul de Patente și Inventică din Washington. A devenit pasionată de aeronautică urmărindu-i pe frații Wright după ce, în anul 1906, a văzut schița unui avion într-o revistă. În același an, prezenta prima sa schiță în cadrul unui show aviatic din Madison Square Garden. O americană înstărită s-a oferit să-i dea banii pentru a-și construi avionul. Aparatul a decolat pe 7 noiembrie 1910, dar a zburat doar 6 metri. Elise Raymond de la Roche a fost prima femeie din lume care a obținut o licență de pilotaj. A făcut tot posibilul să ia lecții de zbor. Pe 8 martie 1910, Elise primea licența de pilotaj din partea aeroclubului francez. În iulie același an, avionul ei s-a prăbușit la o demonstrație aviatică și Elise a fost rănită grav. După doar 2 ani după accident, se întorcea la Manșă, dar la nici câteva luni mai târziu avea să sufere un accident de mașină, în urma căruia a fost iar imobilizată. În timpul Primului Război Mondial, nefiindu-le permis femeilor să piloteze, a fost șofer militar, ca după aceea să revină la comenzile avionului și să stabilească două recorduri, unul de altitudine în zbor, susținut de femei, 4.800 de metri, și unul de distanță, 323 de kilometri. A murit tot într-un avion, pe 18 iulie 1919. Era un aparat experimental cu care voia să se antreneze pentru a deveni prima femeie pilot profesionist de teste și în acea zi ocupa scaunul pasagerului. Pilotul a pierdut controlul și Elise a murit pe loc. În 1921 s-a ridicat de la sol prima femeie de culoare, Bessie Coleman, care a fost de altfel primul afroamerican care a primit licență de pilotaj. Lucra ca manicuristă în Chicago, la 23 de ani, unde asculta fascinată povești despre bărbații clientelor care fuseseră piloți în timpul Primului Război Mondial. În America, era imposibil să primească lecții sau brevete de pilotaj din cauza culorii pielii. Așa că, sfătuită și susținută financiar de un banchier, a plecat la Paris și a obținut brevetul din partea Federation Aeronautic International în 1921, pe 15 iunie. A fost primită înapoi în Statele Unite ca o mare vedetă și s-a folosit de renumele pe care l-a dobândit pentru a le încuraja pe femeile de culoare să ia lecții de zbor. Fiind o cascadoare desăvârșită, refuza să ia parte la spectacolele aeriene la care negrilor nu li se permitea accesul. Amelia Earhart este fără îndoială cea mai cunoscută dintre femeile pilot care au depășit bariere în aviație. Când era mică, Amelia decupa poze din ziare cu femei care au reușit în domenii stăpânite de bărbați, de la inginerie, la film și la avocatură. S-a îndrăgostit instantaneu de avioane când Frank Hawks, pilot în Primul Război Mondial, a luat-o cu el în avion 10 minute. A strâns bani pentru cursuri și s-a străduit să se supună regulilor din campusul unde erau cazați viitorii piloți.
a dormit îmbrăcată în haina de piele nouă pe care și-o cumpărase pentru a-i da o tentă de vechi și a nu face notă discordantă și s-a tuns scurt ca aviatorii. A devenit a 16-a femeie care a primit brevet din partea Federation Aeronautic International în mai 1923. In the brief span of 30-odd years, the world has seen an inventor's dream first materialized by the Wright brothers. Pe 17 iunie 1928, a zburat alături de pilotul Wilmer Stoltz, timp de 20 de ore, devenind prima femeie care finalizează un asemenea parcurs, ca în august același an să fie prima care traversează dus întors în zbor America de Nord. Și-a dorit enorm să treacă oceanul și singură. Celebritatea de care s-a bucurat în Statele Unite a ajutat-o să facă rost de bani, să se lanseze în modă și să se angajeze ca redactor la revista Cosmopolitan. În 1930 a devenit președintele unei organizații destinată femeilor pilot. Doi ani mai târziu avea să-și îndeplinească visul. A trecut Atlanticul în 14 ore și a aterizat în Irlanda de Nord. N-a reușit să ducă însă la îndeplinire o altă ambiție, aceea de a înconjura lumea în zbor, pentru că a dispărut în condiții misterioase. Suntem deasupra voastră, dar nu vă vedem. Mergem necontrolat spre nord și spre sud. A fost ultima transmisiune a Ameliei, interceptată de un vas care plutea pe apele Pacificului. Deasupra noastră sunt acum, și ne și văd, puține femei pilot. Doar 4% dintre piloții de avioane militare sunt femei și mai puțin de 500 sunt piloți principali la companii mari de zbor din toată lumea.